Ieșenii stau cel mai aproape de lună. O machetă gigant care reproduce în cele mai mici detalii astrul i-a atras pe ieșeni. Lucrarea aparține unui artist britanic și a avut nevoie de 5 ani pentru a prinde contur. După ce a guvernat mai multe țări din Europa, lucrarea a ajuns la Iași pentru a putea fi vizualizată de toți iubitorii cosmicului. Atracția momentului a strâns în jurul său 10 de ieșeni care au vrut să imortalizeze momentul. Noi am ieșit efectiv la o plimbare. Am să vedem că am văzut pe internet. Foarte frumos. Interesant. Mi se pare ceva interesant. De asta am vrut chiar să fac o fotografie. Am văzut ieri că au postat niște prieteni și am venit și eu acum, am trecut de curiozitate să văd. Foarte uimitoare și suntem plăcut surprinși că au adus-o și la noi în Iași să ne bucurăm de această lună minunată, într-adevăr. Foarte faină, deci chiar am rămas uimită. Eu acum prima dată o văd. Luna este opera artistului britanic Luke Jerram, cântărește 150 de kilograme și are 7 metri în diametru. În spatele meu se află instalația Museum of the Moon, aparține artistului britanic Luke Jerram. A lucrat 5 ani pentru a suprapune imagine captate de sateliții NASA pentru a putea realiza o replică la scară mare a Lunii. Scara utilizată e una la 500.000, ceea ce înseamnă că fiecare centimetru din instalația din spate corespunde în realitate o distanță de 5 km pe lună. Cântărește 90 de kg aproximativ, are un diametru de 7 metri și a impresionat până acum peste 25 de milioane de oameni din peste 3 milioane de oameni în 25 de țări de pe glob. Luna va guverna deasupra Iașului până pe 28 martie. În paralel, la Cluj a ajuns Planeta Marte, o altă lucrare a artistului britanic aflată în premieră în România.